În așteptarea campionatului național de cadeți care se va desfășura noiembrie la Giurgiu, boxerii giurgiuveni de la Clubul Sportiv Municipal exersează la concursurile organizate în țară, unele dintre acestea fiind deosebit de importante. Agenda competițională a boxerilor clubului nu este deosebit de încărcată și pregătirea acestora se bazează în deosebit pe antrenamentele de acasă, situație în care orice competiție cu adversari puternici este mereu o provocare. Ultimul concurs de nivel național a adus boxului giurgiuven o medalie de aur. Am participat la Cupa României la cadeți, etapa finală, cu doi sportivi, la categoria 50 de kg Mustafa Curt Aurel și la categoria 65 de kg Sefer Robert. Sportivul Sefer Robert s-a comportat excelent, a reușit în finală să câștige cu un adversar care cu două luni în urmă îl bătuse la un meci de verificare. S-a mobilizat foarte bine, a ascultat toate indicațiile din colț și astfel am reușit să obținem medalia de aur. Cât de importantă este această medalie? Este foarte importantă, mai ales că, având în vedere faptul că noi intenționăm să organizăm campionatul național de cadeți aici, această Cupa României este a doua ca importanță după campionatul național. Anul trecut, Robert Sefer a obținut medalia de bronz la campionatul național de cadeți, categoria 54 de kg și de atunci a intrat în circuitul competițiilor mari la nivel național. Ce spune sportivul despre importanta medalie pe care tocmai a cucerit-o? Am avut un meci greu în finală cu un adversar de la Râmnicu Vâlcea. M-am comportat bine, am ascultat ce a spus maestru din colț și am reușit să iau medalia de aur. Medalia de aur, care ce înseamnă pentru tine? Cât de importantă este? Înseamnă viitorul meu în sport și dacă mai pot, muncesc mai mult și voi face cât mai multe competiții. Organizarea în luna noiembrie la Giurgiu a campionatului național de cadeți este o mare provocare pentru secția de box a CSM Giurgiu. Iată de ce boxerii noștri au nevoie de sprijin, iar cei care pot da o mână de ajutor o pot face adresându-se antrenorului Dragoș Diaconu.